Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Celui Nevăzut. Încercăm să vă propunem subiecte care au relevanță pentru viața de fiecare zi, cu rezultate semnificative din câmpul științelor, din reflexia filozofică și din gândirea Sfinților Părinți. Astăzi, poate mai mult ca în trecut, este nevoie să reflectăm la condițiile de viață, întrucât există foarte multe influențe posibile în lumea în care trăim, influențe care ne-ar putea schimba viața în bine sau în rău, în funcție de modul în care îmbrățișăm aceste oferte și propuneri ale lumii de astăzi. Ne vă propunem un subiect cu mare relevanță în educația tinerilor, provocări în cultivarea voinței în era consumerismului. Și încercăm o discuție despre aportul pe care educația spirituală, viața religioasă, experiența în familie pot contribui la cultivarea autocontrolului, în special la adolescenți. Este deci o emisiune dedicată dumneavoastră în care punem în undă modul în care educația pentru valorile spirituale și experiența vieții de familie se dovedesc utile în educația voinței. Ne-am gândit să avem ca invitat pe cineva care are deopotrivă și experiența spațiului social, lecturat prin ochiul specialistului, interesat de sănătate, de medicină și de comportamente dezirabile, dar în același timp și o persoană care are experiența creșterii unui adolescent. Este vorba despre doamna conferențiar dr. Daniela Manuc de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Bine ați revenit, de fapt, da, la emisiunea noastră. Ați mai fost prezentă în cadrul edițiilor Lumina Celui Nevăzut, având discuții foarte relevante despre această întâlnire cu totul semnificativă între spațiul științelor medicale și viața spirituală. Astăzi, de fapt, continuăm interacțiunea noastră. Da, mare plăcere. Să intrăm direct în subiect. Stimați telespectatori, suntem foarte preocupați de educație astăzi și societatea și noi. Școlile își diversifică foarte mult programele educaționale, încercând să ofere experiențe și cunoștințe cât mai aplicate, cât mai concret orientate spre viitorul profesional al copiilor. În același timp, părinții investesc foarte mult în educație. Nu e vorba doar de o investiție financiară, de costurile pe care le presupun participarea copiilor lor la diverse școli, la diverse cursuri, la programele extrașcolare sau non-formale. E vorba și de o investiție de timp și mai ales de o investiție în plan emoțional. Părinții sunt foarte interesați de creșterea copiilor lor și de adaptarea acestei creștere la cerințele societății de mâine. În același timp, totuși, câteva din aspectele esențiale par a fi neglijate și, așa cum vom vedea în cadrul emisiunii noastre, există multe cercetări care semnalează faptul că în ultimii ani, în ultimile decenii, chiar accentul în educație s-a pus foarte mult pe cultivarea inteligențelor și mai puțin pe cultivarea voinței sau autocontrolului. Deși mulți specialiști vorbesc despre faptul că atunci când luăm în considerare un succes pe termen lung, o reușită în plan educațional, componenta voinței pare mai importantă decât aportul inteligențelor. Și, de asemenea, este foarte semnificativ și tot unele aprecieri recente formulează acest lucru, suntem deficitari în modul în care cultivăm în copii atașamentul față de valorile spirituale, valorile înalte, care călăuzesc pe cineva în viață, în societate, la locul de muncă și în raporturile sale cu apropiații. De aceea ne-am gândit să facem această discuție despre modul în care mediul cultural poate să influențeze devenirea adolescenților și în ce măsură educația ar trebui să aibă grijă și despre de respectul pentru valori și de cultivarea autocontrolului. Vă propun să începem discuția noastră cu o apreciere generală asupra lumii în care trăim. Societatea pe care o avem la îndemână în fiecare zi, cum o resimțiți din perspectiva mamei care încearcă să-și educe adolescenta? Da. Societatea eu o percep ca nefiind stimulativă în sensul promovării unui autocontrol.
societatea la acest moment mai mult stimulează spre o așa zisă libertate de alegere, de a alege, făcând o oarecare confuzie între libertate și libertinaj. De ce spun acest lucru? Pentru că ceea ce încerc să pun în paranteză, ceea ce încerc să transmit și studenților mei, nu poți alege cu adevărat decât în termen de valoare, când vorbești de valoare. Deci nu poți cu adevărat să deții frâiele unei unui concept sau propriului concept de a alege ceva, orice, de la noțiunea de sănătate, la noțiunea de educație, de un produs educațional pe care îl vezi în piața socială. Dacă nu legi acest concept de a alege, de noțiunea de valoare, aici se oprește totul. Și cred că atunci când vorbim de autocontrol, de alege, de voință, trebuie să o facem înainte de a pune în adevărata sa ecuație noțiunea de valoare. Uh-huh. Și aici o să spun un lucru care, la modul sintetic, autocontrolul, dacă este să-l privim ca o umbrelă generală, aș putea spune că poate fi privit sub două aspecte. Autocontrolul promovat de toate revistele de specialitate din psihologie, în care îți descrie pași, ceea ce ar trebui să faci ca să ajungi în punctul X, da? Adică să te autocontrolezi. Dar mai există și un autocontrol care se dobândește odată cu credința. Uh-huh. Și aici aș face, ca să fiu mai plastică în exprimare, ca diferența între real și aparent. Cele două componente sunt foarte interesante, dar cred că cea mai importantă este cea dobândită prin credință. Pentru că dacă stăm să ne gândim, Biblia vorbește de 10 porunci. Sunt o formă de autocontrol. Începe cu nu fa aia. Nu, dar de ce nu trebuie să faci acest lucru? Pentru că trebuie să te aliniezi unor valori. Acelor valori. De acolo pornește totul. Uh-huh. Și exersarea acestui nu fac ține, de fapt, de întărirea autocontrolului. Exact. Și el atârnă ca exersare de valorile la care ader eu, practic, da. Sau pe care eu le accept. Pentru că sursa autocontrolului în sine este binele în esență, este practic o scânteie divină din noi pe care încercăm să o înțelegem și să o acceptăm. Ca să fac o comparație între cele două paliere de autocontrol, cele promovate prin știință, psihologie, care și-au valoarea lor, nu le contest, și cele care practic le dobândești prin credință, ar fi ca între o prăjitură pe care o văd versus o prăjitură pe care o gust. Aia, în momentul când am gustat-o, am mâncat-o, este experiența, face parte din mine. Și deja nu mai pot împărți în pași. Ea există, pur și simplu. Ar fi mai edificator, cu alte cuvinte, să discutăm despre autocontrol într-un context de valori, pentru că o altfel de discuție, încercând să discutăm despre voință sau despre autocontrol fără un context valoric, ar păstra discuția nerelevantă pentru viața propriu-zisă, rămânând într-o zonă teoretică, fără aplicație. Și care este interesant, este ca lăsatul de fumat, da? Deci sunt N protocoale. Uhum. Promovate de diverse reviste medicale, de psihologie, în care îți folosesc tot felul de scheme, care mai de care mai interesante și care explică până la urmă mentalul pe care îl avem. Uhum. Dar nu declanșează acel mecanism interior. Da.
Declanșarea mecanismului interior duce, practic, la acea asimilare a valorii autentice, în așa fel încât, în momentul respectiv, numai autocontrolul se declanșează spontan. Nu mai ține de anumiți pași. S-ar putea ca, la un moment dat, pașii să fie chiar săriți, scurtați. Nici nu mai există. Etapizarea nu mai este respectată. Nu mai există. Da. Da. Mă bucur că ați început în felul acesta, pentru că pregătim această întâlnire a valorilor spirituale și a educației pentru sensibilitatea religioasă în lumina autocontrolului și a voinței pe care adolescenții astăzi sunt invitați și provocați să le cultive. Avem nevoie de experiențe culturale autentice și mă gândeam că una din temele acestei întâlniri ar trebui să fie legată de școală. În ce măsură școala poate să ofere copiilor noștri experiențe adecvate pentru cultivarea autocontrolului și pentru exersarea voinței. Și uitându-mă retrospectiv în experiența mea școlară, dar mai ales în experiența școlară a copiilor mei, am identificat puține locuri unde școala ar putea exersa autocontrolul. Poate cerințele școlare, temele, examenele ar putea fi experiențe unde autocontrolul să se exerseze, să spun. Copiii noștri fiind invitați, obligați, constrânși de diverse forme de recompensă să-și îndeplinească sarcinile școlare. Doar că această formulă nu atașează neapărat exercițiului voinței sau autocontrolului un sistem de valori neapărat. Poate că în spatele chiar câteodată acestui exercițiu nu. Sunt doar notele. Sunt doar notele, pentru că, din păcate, la acest moment, școala este mai mult axată pe acumularea de cunoștințe brute. Și ceea ce vă spun eu, nu cred că este o noutate, că rata de retenție a informațiilor după terminarea școlii este incredibil de mică. Este incredibil de mică. Deci dacă se învârte în jur de 6-8%, ceea ce este fabulos de puțin, înseamnă că, de fapt, ei învață mult acolo informații pe care le rețin doar într-o proporție minoră. În schimb, este important dacă acolo învață să învețe. Ori acest lucru nu prea se întâmplă. Și, de fapt, de ce nu se întâmplă? Pentru că la cerințele de admitere în diverse facultăți, nu te întreabă. Și la celelalte examene? Și la celelalte examene, cerințele sunt bazate pe cantitate și nu pe calitate. Da. Și pe ce s-a reținut. Și pe ce s-a reținut. Și dacă simpla memorare este cerința care prezentă la toate examenele, nu se axează experiența învățării pe învățarea învățării. Exact. Și ceea ce s-a și pomenit de curând în spațiu public, acel analfabetism funcțional, în sensul că ei învață pe de rost, dar ei nu știu ce spun. Da. Nu trec prin filtrul gândirii. Și filozofia face aici o distinție între cunoștință și înțelegere. Noi avem parte de foarte multe cunoștințe. Fluxul de știri prezent în net, scrollul pe care sunt menționate foarte multe dintre evenimentele vieții politice sau economice la nivel mondial, foarte multe dintre emisiunile informative ne prezintă cel mult cunoștințe. Informațiile sunt chiar mai puțin decât cunoștințele. Informațiile și de regulă ți se dau gata digerate. Și asta. Cu concluzia finală, încât practic tu asimilezi ei de-a gata, nu mai treci nimic prin filtru, nici emoțional, nici logic. O evaluare critică, un punct de vedere distinct, dar cunoștința ar fi mai puțin decât înțelesul, pentru că înțelesul are nevoie de articulații mult mai adânci. Nu doar să știm ce s-a întâmplat, e important să înțelegem fenomenul, de ce s-a întâmplat și care sunt contributorii acestor evenimente și care ar fi efectele acestor evenimente. Și după o astfel de cunoaștere amplă a unui fenomen, avem parte de un înțeles sau de o înțelegere mai temeinică. Ori media, în general, vehiculând știri
diverse, din spații diverse, pe unități de timp foarte scurte, totul trebuie să fie concentrat, restrâns la puncte de vedere sumare, nu poate livra înțelesuri. Școala, dacă va face la fel, capacitatea de înțelegere nu se va îmbunătăți odată cu creșterea cunoștințelor sau volumului de informații pe care cineva îl depozitează în propria lui memorie. Deci, practic, la sfârșitul școlii nu avem o capacitate de înțelegere mai mare și e, de fapt, modul de a formula altfel analfabetismul funcțional de care spuneați. E mai puțin fertilă discuția în planul acesta, întrucât școala și capacitatea experiențelor școlare de a zidi, de a forma pentru viață... De a forma caractere. S-a mai pus în discuție. Mă gândeam să trecem peste punctul acesta, da, și să intrăm în evaluarea societății. Ați predat și una din temele dumneavoastră de interes este sănătatea publică. Da. Am mai discutat, dar nu în foarte multe detalii, despre felul în care medicina și-a lărgit perspectiva asupra sănătății tot mai mult în ultima vreme, atacând și problemele de comportament și provocările de ordin psihoemoțional care pot afecta sănătatea și, deci, o anumită sănătate integrală a persoanei ar trebui să vizeze și aceste experiențe. Cum vedeți producțiile culturale, divertismentul, muzica, prezente toate în canalele obișnuite de comunicare, din perspectiva aceasta a educației autocontrolului? Pentru că trăim într-o societate a consumului și ar fi interesant să vedem în ce măsură cultura consumeristă împiedică sau întărește putința autocontrolului la adolescenți în special, pentru că adolescenții sunt aceia care se eliberează cumva de sub autoritatea părinților, măcar într-un exercițiu de autonomie și cumva iau viața în piept singuri, spre deosebire de copii care încă mai stau sub autoritatea părinților și o parte din experiențele lor sunt decise în continuare de părinți. Cultura consumerismului îndepărtează cu siguranță orice tânăr, dar nu numai tânăr. Deci să nu credem că este doar vulnerabilitatea legată de vârstă, de ceea ce înseamnă esența autocontrolului. Media, din păcate, știți ce se întâmplă? Se creează involuntar o... Din partea, cel puțin eu ca părinte, simt nevoia de a feri copilul. Ceea ce nu este o latură chiar normală pe care ar trebui să o resimțim. În fiecare moment mă gândesc, se duce copilul meu undeva, dar oare acolo cum este? Dar bea ceva, dar îi dau vreun drog, dar această frică permanentă nu este deloc benefică. Și asta arată neglijența autorităților. Noi, practic, vorbim de niște instituții publice care nu promovează un stil de viață sănătos până la urmă. Și aici, când vorbesc de sănătate, nu mă refer numai la sănătatea fizică. Da? În termenii vechi. În loc să mă simt în siguranță că, de exemplu, îmi trimit copilul la banchetul de sfârșit de... Că acum mai nou au și când termină 8 clase au banchet, da? Eu a trebuit să mă duc pe la uși, pe la ferești, să vedem ce se întâmplă, dacă copilul, ce li se dă de băut, dacă vine vreunul cu vreo țigară sau, și în condițiile în care vreau să vă spun că băiatul meu era într-un așa zis liceu de o anumită factură considerat bun, da? Deci nu este normal. Noi ar trebui să avem acea încredere pe care haideți să vă spun unde se regăsește în acest moment în lume. Japonezii își lasă copiii de 4 ani să se ducă singuri la școală. În școală nu au femei de serviciu să facă curățenie, pentru că sunt învățați de mici că de curățenia locului unde ei trăiesc cele 8 ore sau cât stau ei acolo, sunt responsabili copii alături de profesori. La noi ar fi exploatarea minorilor. Ar fi exploatarea minorilor, da?
Mamele nu stau să-i dădăcească pe copii. Îi stimulează, îi împing, hai că tu poți să faci acest lucru. Este frumos să te comporți frumos, să vorbești frumos. Nu este un pericol să-ți trimiți copilul de 4-5 ani să meargă cu metrou. Gândiți-vă, ar fi de neconceput la noi în București să-ți lași un copil. Deci, ți-e frică, că nu știi ce se întâmplă, da? Deci ar trebui totuși să ne uităm și la alte țări, am vrut să spun peste ocean, dar să ne uităm și la alte țări. Cum fac ei? De ce au ajuns? Sunt recunoscuți japonezii ca o cultură senzațională. Din acest punct de vedere, la ei totul este într-o ordine și o curățenie exemplară. Dar chiar noi nu putem? Eu sunt convinsă că da. E dar foarte trebuie, bun exemplu acesta. Dar trebuie undeva trebuie mișcat ceva. Știți? Așa cum nu înțeleg, probabil că n-am suficientă anvergură intelectuală sau flexibilitate, da, în care nu înțeleg cum de o primărie nu poate să dea un anumit gen de legi legate de ordine interioară în cadrul unui oraș, în care să se păstreze un anumit tip de curățenie. Este incredibil să treci prin mizeria asta permanentă din oraș. Nu se poate. Și cred că nu înțeleg de bunăvoie, păi dacă nu o luăm cu educația de la 3 ani, haideți să o luăm printr-o educație punitivă. Îi dăm legi în care îl amendăm de nu mai poate și atunci probabil odată îl amendăm, a doua oară îl amendăm, a treia oară se gândește mai bine. Și există și o mizerie informațională, stimați telespectatori. E vorba de afișele stradale, groaznice, de unele banere gigantice pe blocuri care prezintă corpuri dezgolite, erotizarea aceasta excesivă a obiectelor, faptul că în prezența fiecărui lucru, electrocasnice sau bunuri de larg consum, trebuie să fie un trup masculin sau feminin, dezvelit, exact, ca să atragă privirea. Este trimiterea și exploatarea instinctivului din fiecare ca să ne poată atrage privirea pentru a putea să bifăm o nouă invitație la consum. Marketingul utilizează aceste vulnerabilități ale persoanei și un oraș poate fi mai mult sau mai puțin ecologizat de astfel de imagini, având în vedere că sunt și foarte mulți copii pe stradă, însoțiți de părinții lor și care ar avea dreptul și ei să privească o lume curată. Am senzația că trăim într-o lume care este mai degrabă pregătită să-și umple buzunarele cu bani și să trăiască din plin distracția, fără să se gândească la ziua de mâine, întrucât oferă foarte multe experiențe de divertisment și de consum, fără să se gândească că aceste experiențe lezează copiii care sunt, de fapt, viitorul ei, viitorul societății. Spus despre erotizare, vreau să precizez că a venit o vorbitoare, o psihologă venită din Anglia, doamna Tully, de la o organizație non-guvernamentală, în care a ținut să țină speech-uri foarte clare în ce sens de a scoate educația sexuală din școli. Nici de cum prin această educație nu s-au atins scopurile, așa zisele scopuri, în sensul scăderii violenței, a violurilor din școală, ci din contră. Au atras atenția unor aspecte la care copiii nici nu se gândeau. Au dus în derizoriu anumite aspecte, au transformat omul la nivel de instincte primare, în loc să lege o activitate sexuală de un sentiment, l-au legat de un instinct și de un consum.
Da. Nu mai este nimic. Deci uitați-vă la filmele de adolescenți și chiar de desene animate. Deci dacă vedeți cum sunt prezentate fetele și băieții, toate trebuie să aibă 90, 60, 90, iar băieții trebuie să fie toți cu pătrățele pe burtă, că altfel nu mai înțeleg cum... Deci se trece peste aspectul interior al omului, punându-se accent aproape exclusiv pe aspectul exterior. Există acest dezechilibru și e foarte important, mai ales pentru telespectatori, și pentru noi toți, să ne împropriem acest spirit critic. De unde vin, de fapt, presiunile asupra educației sexuale? Dacă stăm să ne, eu știu, să ne oprim doar la acest punct al discuției. Din faptul că tema sexualității este imposibil de evitat în mentalul copiilor de o anumită vârstă. De ce nu este de evitat? Pentru că există foarte multe indicii vizuale, auditive, informaționale în câmpul de experiență al copilului. El se întâlnește cu tema sexualității foarte devreme, deci ar fi bine să treacă prin experiența educației sexuale. De ce există aceste indicii de sexualitate în viața copiilor? Pentru că ele sunt prezente în filme, în reclamele publicitare, în videoclipurile muzicale, în tabloide, în internet. Și de ce sunt ele prezente în toate aceste materiale de circulație? Pentru că sunt folosite de agențiile de publicitate pentru a reține atenția adulților. De fapt, noi ne-am construit o lume care este foarte interesată de bani și de audiență și în condițiile acestea am apelat la instinctul primar al sexualității și, ca ricoșeu, avem parte de o societate care nu este cenzurată pentru adolescenți și pentru tineri, întrucât este foarte rentabilă pentru adulți. Și trebuie să facem educație sexuală în școli pentru a reține pe copii, a-i pregăti pe copii în această lume de oameni mari. Aici se vede cumva cum divertismentul este mai degrabă rentabil decât formativ și educația este mai mult distractivă decât educativă. Și e un punct de discuție foarte interesant, poate vom discuta odată despre acest lucru. Mă gândeam să prefacem ceea ce ați spus dumneavoastră și discuția care continuă după aceasta cu câteva planșe care ne arată rezultate despre modul în care autocontrolul și voința este dezvoltat, sunt dezvoltate în diverse perioade de timp. Avem un articol și rog pe colegi să punem în fereastră fotografia 1, o cercetare care ne arată modul în care autocontrolul depinde de anturaj. Și aceasta face trimitere la tot ceea ce s-a spus până acum. Studii din 2010, acesta este extras dintr-un site specializat, ne arată cum modul în care cineva se controlează sau dimpotrivă are mai puțin autocontrol depinde foarte mult de anturaj, de ceea ce fac ceilalți. Dacă ceilalți se controlează, exercițiul controlului este mai simplu. Dacă ceilalți nu se controlează, exercițiul autocontrolului este mai dificil. Într-o societate în care nu ne controlăm, vom decide cumva în bună măsură și comportamentul celorlalți. De asemenea, foarte semnificativ, în fotografia 6 este prezentat un alt studiu, foarte semnificativ pentru societatea de consum, fotografia 6, ne arată un rezultat obținut în cercetare destul de recent, este vorba despre iulie 2015, care ne arată că în prezența stimulilor puternici, imagini, gust, sunete, miros, putința persoanei de a-și păstra autocontrolul, de a-și păstra sub control voința, sunt mai dificile. Societatea de consum este exact aceea care exagerează stimulii auditivi, vizuali, tactili, gustativi. Când intrăm în spațiile comerciale, toate simțurile noastre sunt invadate de invitații. Este exact locul în care voința și autocontrolul sunt cele mai vulnerabile. Și spectacolele de muzică, locurile, barurile unde zgomotul este foarte puternic, lumina este foarte puternică, erotismul și gesturile sunt din categoria aceasta, băutura și
celelalte stimulează și este exact locul în care autocontrolul are de suferit și este locul căderii de cele mai multe ori. Și în fine, ultima planșă din acest calup, fotografia 4, care ne arată un alt rezultat foarte relevant pentru discuția de până acum. Pierdem controlul când suntem obosiți sau expuși prea mult tentației. Chiar și cei care au un exercițiu al autocontrolului, atunci când sunt prea multă vreme expuși unui stimul sau sunt prezenți față în față cu ispita sau cu tentația, capacitatea lor de rezistență este mult prea redusă. Aceasta trimite iarăși la societatea de consum, care ne invită și ne oferă experiențe tentante și prin internet și prin televiziune. Ne întâlnim cu spoturile publicitare și la radio și atunci când mergem pe stradă și în bannerele și în panourile publicitare, iar mai nou și în stațiile de metrou, avem televizoare care ne prezintă în continuare tot felul de invitații și în autobuz avem monitoare unde suntem bombardați cu informații. Toate acestea sunt orientate spre consum, iar psihismul persoanei este, cum se vede, limitat și în prezența unor mesaje repetate, sigur se găsește o fisură în zid pentru a-l convinge. Cu siguranță. Și să știți că adolescenții își doresc acest statut de a fi cool, de a fi în trend. Ei consideră că dacă beau, fumează, se droghează, au false modele. Cred că un punct din care ar trebui foarte serios să plecăm și să găsim rezolvarea acestui punct de plecare se referă exact la modelele pe care noi le promovăm în societate. Și să știți că aici administrația își are un cuvânt foarte greu de spus. Din păcate, parcă este absentă, parcă este subjugată de cei care își doresc orice preț să-și promoveze anumite articole, anumite servicii. Să nu uităm că adolescenții au tendința de a imita. Sunt ca niște mici maimuțici, ca să nu zic altfel. Ca maimuța Judy. Dacă vede pe colegul lui care este șarmant și este plăcut de două fete, că fumează, hai, încerc și eu. Din păcate, nu numai adolescenții. Observați că și dacă vă duceți la un cabinet de cosmetică, o să vedeți așa. Tratament Madonna. Ca să fim frumoase ca Madonna, nu? Dacă vă duceți la o sală de sport, un exercițiu Bruce Willis, pentru că trebuie să fiți, nu se promovează propria identitate. Nu se promovează acea introspecție care să te aducă pe tine în posibilitatea de a-ți găsi cea mai bună versiune a ta. Nu. Se promovează modele, false modele, ca să nu le spun altfel, să fiu mai eufemistică în exprimare, așa cum sunteți și dumneavoastră. Practic, societatea își alege modelele acestea pentru că sunt rentabile. Vandabile. Sunt vandabile. Sunt vandabile. Uh-huh. Sunt accesibile. Și și-au dovedit succesul într-o societate în care deja au câștigat notorietate peste ocean sau mai în Occident și sunt preluate foarte repede. Nu vedeți la toate întâlnirile, la toate premiile care sunt Oscar sau de frumusețe. A făcut 7 operații, a luat, a mâncat nu știu ce fel de dietă. A făcut o super dietă. Exact. Da. Și atunci toată lumea vrea să arate pentru că li se pare că asta este, este rețeta succesului. Aici este o discuție foarte dureroasă, stimați telespectatori, în ce lume trăim, în ce lume vrem să trăim, o lume în care pune în circulație emoții și abuzează de vulnerabilitățile persoanei pentru a vinde, sau o lume în care ne propunem să oferim copiilor și adolescenților ceea ce este educativ și formativ pentru ei pe termen lung. Există un aspect dureros și discutabil atunci când într-o societate viciul este ales în mod liber
și el nu este interzis în virtutea libertăților personale. Acea libertate de a alege, da. Da, și libertatea de a alege se poate exercita pentru cineva care dorește să aleagă viciul, tutunul, spre exemplu, sau alcoolul și alte vicii, ele sunt recunoscute legal și sunt taxate. Și prin taxe, viciul devine rentabil. Păcatul aduce este rentabilizat, practic. Aduce bani la buget. Aduce bani la buget. Este aspru taxat și de aici fonduri consistente care vin la bugetul de stat, în condițiile în care viciul propriu-zis este dăunător. Și aici se și cunoaște dezbaterea din societatea românească pentru interzicerea tutunului. O legislație foarte aspră poate crea efecte pe termen lung, mai puțin fumători, oricum mai puțin fumători pasivi, de moment ce, de vreme ce nu se mai fumează în spațiile publice, cu impact benefic asupra bugetului de sănătate, care nu va mai fi împovărat de mulți fumători pasivi care sunt îmbolnăviți din cauzele acestea. Dar e deficitar din punct de vedere financiar o astfel de lege, pentru că taxa pe viciu ar fi fost mult mai avantajoasă pe termen scurt. Și ei, exact, ei gândesc pe termen scurt. Știți ce se întâmplă? Noi la acest moment avem foarte mulți oameni politici. Dar nu avem oameni de stat. Suntem în căutare de oameni de stat. Cred că ar trebui dat un articol. Un anunț. Un anunț de publicitate. Da. Un om de stat care se vadă pe termen lung și care să înțeleagă rolul pe care îl are acolo, în funcția pe care o deține. Totul este văzut tranzitoriu, totul este văzut din prisma banului și nimic cu rezultate pe termen lung. Aceasta nu este lumea potrivită pentru adolescenți și nici pentru copii, având în vedere atât de multe invitații care sunt prezente și în media, și în scenele din filme, și în scenele din videoclipuri, și în reclamele publicitare. Peste tot există diverse vicii, mai moi sau mai tari, diverse adicții, mai moi sau mai tari, care sunt prezente cu semnalele lor. Și uitați-vă ce tendință este la acest moment. În unele state, nu vreau să dau nume ca să nu existe comentarii după, acea idee că copilul nu este, cum ar veni, nu intră în atribuțiile părinților, ci a statului, începe o mișcare și o ideologie puțin cam ciudată sau în sfârșit nu suntem noi încă suficient de dezvoltați să pricepem acest lucru între ghilimele, dar cred că și s-a văzut, s-a dus la niște rezultate absolut uluitoare. Știți că la acest moment există școli în anumite țări, încă o dată nu vreau să dau nume, în care nu li se mai adresează cu cuvântul băiat, fetiță, da... Vrea să îi lase pe adolescent să-și aleagă singur genul. Deja nu glumesc deloc când spun chestia asta. Deja statul se vede stăpân pe acei copii. Copiii sunt sunt un burete care absorb absolut ce li se dă. Ei sunt exact ca maimuțica Judy. Exact cum am zis. Dacă asta văd, asta înțeleg. Astea sunt reperele. Ei nu pot inventa altceva. Da. E foarte interesant și, stimați telespectatori, e important să ne documentăm pentru a avea acest spirit critic. Pentru că există enorm de multe rezultate care ne arată lucruri într-o lumină diferită de ceea ce putem vedea în jur. Iată această abordare pătrunsă de ideologia aceasta autonomie care trebuie cultivată la vârste foarte fragede, este infirmată în unele situații. Avem o planșă, fotografia 5, îi rog pe colegi să o punem în ecran, în fereastră, un studiu care ne arată cum pot fi ajutați pe termen lung copiii și adolescenții prin experiența familiei, unde ei pot dobândi putința autocontrolului sau voinței. O cercetare făcută pe 15.000 de copii britanici, unde au fost analizate experiențele de familie și felul în care copiii în sânul familiei au exersat diverse experiențe autocontrolul și voința. Văzând acest autocontrol și acest exercițiu al voinței
în părinții lor și având experiențe în care au reușit să-și canalizeze voința către diverse activități mai grele, folosindu-și fizicul, de exemplu, în acțiuni constrângătoare, în sarcini mai complexe, acești copii au avut la adolescență și la maturitate o postură mai dezirabilă, mai de dorit, un autocontrol mai puternic. Ei, de exemplu, nu s-au confruntat cu problema șomajului atunci când în anii 80, în Marea Britanie, a fost un declin economic și o bulversare a pieței forței de muncă. Cei care au avut în copilăria lor experiențe de autocontrol în familie au depășit mai ușor perioada de criză economică, găsindu-și mult mai repede serviciu. Alte obișnuințe bune și-au preluat din familie, de exemplu, un program foarte regulat de somn, obișnuințe alimentare mai sănătoase, etc. De fapt, studiul acesta se așează în lista unor studii făcute de-a lungul timpului care ne arată că viața religioasă, convingerile credinței, organizează foarte multe aspecte ale vieții. Un om credincios este un om care își restricționează comportamentele indezirabile, se autocenzurează și făcând aceasta în permanență, el de fapt își cultivă voința și ajunge să aibă o stabilitate familială, comportamente sănătoase, relații mai durabile cu prietenii, un grad de infracționalitate foarte redus, chiar absent în viața multora dintre cei credincioși, o fidelitate față de familie și față de valorile din care s-a înfruptat în perioada tinereții. Viața religioasă le așează pe toate. Cu siguranță. Este exact ceea ce am spus la începutul emisiunii despre cele două aspecte sau cum poate fi generat autocontrolul. Cu siguranță prin credință este soluția cea mai dezirabilă. Este greu. Este foarte greu. Și să vă spun și de ce. Și nu-i tentant deloc. Dacă ne gândim la celelalte lucruri care sunt foarte tentante. Nu, pentru că eu am făcut un experiment cu studenții mei. Le-am zis, uitați, de unde ținem noi cursul până la metrou, spuneți-mi ce măsuri de sănătate publică identificați voi. O să fiți foarte surprins. Din 10 studenți, cred că unul mi-a enumerat dintre clădiri că a văzut o biserică, deși erau 3 biserici în drum. Nu li s-a inoculat ideea că biserica face parte din viața cotidiană. Să știți că toate scandalurile publice care apar acum în mass media fac un deserviciu evident acestui lucru. Am avut amici care mi-au spus, draga mea, uite preoții tăi, uite ce se întâmplă, uh-huh. Uite ce nu. Și am zis, dragă, zic, stai să ne înțelegem. Unu, preoții nu sunt ai mei. Doi, școala de teologie nu este școală de sfinți. Sunt oameni ca în orice domeniu. Este ca și cum ai spune că toți doctorii sunt niște hoți sau niște incompetenți. Deci nu se face această distinție. Ei nu înțeleg că de fapt biserica este o structură administrativă. Care-i scopul ei? Să promoveze anumite valori. Ajungem la valori. Ajungem exact în punctul în care de unde pleacă totul. Dacă nu stabilim valorile, orice demers este pe termen scurt și într-un fel sau altul sortit eșecului. Pentru că, știți, pervert, dacă nu este clară valoarea, știți ce ușor se pervertește? Da. Se preschimbă. Și de la sănătate ajungem la frumos și de la frumos mai facem 3 operații și ne trezim că avem ca idol, nu vreau să spun ce vedete TV și așa mai departe. Deci nu valorile. Acolo. Eu mi-am înscris copilul la școala de religie. Știți că acum în mapă îți dă o hârtie în care te întreabă dacă tu, părinte, ești de acord sau nu ca și copilul tău să meargă la aceste ore. Eu aș fi foarte curioasă să întreb părinții care nu și-au înscris copiii din ce motiv nu i-au înscris. Pot să vă spun că eu în familie nu am avut, să zic, un mediu, n-am avut nici părinții, nici unchi, nici mătuși din mediul teologic.
cred că viața, prin necazurile pe care mi le-a oferit, prin durerile prin care a trebuit să trec, m-au îndreptat spre aceste aspecte. Până nu mănânci prăjitura, da? Nu poți să judeci. Nu poți să judeci. Da. Din păcate, vă spun că și acest lucru devine prăjitura tentantă la copiii mici. O înghit ușor. O mai înghit în adolescență. Știți ce greu o înghit când devin adulți? Din ce în ce mai greu. De aceea e foarte importantă experiența din primii ani. Experiența din primii ani. Și ceea ce văd în familie. Aici părinții sunt foarte importanți. Dragi părinți, urmăriți cu atenție modul în care societatea merge. E o utopie să considerăm că lumea ne poate educa dezirabil copiii pe viitor, sustenabil, servindu-le valori perene. Societatea așa cum e gândită, și au spus-o foarte mulți dintre cei care trăiesc în Occidentul democratic și capitalist, are ca motoare importante dorința de a avea, dorința de a experimenta, dorința de a fi stăpân, de a poseda, peste, de a deține. Exact. Da. Și nu putem lăsa tinerii în baia acestei societăți care oferă foarte multe în dorința de a avea beneficii materiale. E foarte importantă componenta experienței din familie și mă gândeam la când vorbeați despre aceste exemple care ne arată cât de important este să sesizăm valorile unde sunt și să introducem și experiența religioasă între vectorii care contribuie la sănătatea publică și la sănătatea comunității, cât de important este pentru media să facă lucrul acesta. Mă gândeam la colegii noștri de la alte stații de televiziune, de la alte posturi de televiziune, care au o audiență foarte mare. Pro TV, Antena 1... Oh. Posturi de televiziune care în puține situații oferă totuși emisiuni educative, dar cred că ponderea lor ar putea să crească. Ar fi foarte bine, dragi colegi de televiziune, să alegeți și să puneți în conținutul programelor dumneavoastră mai multe emisiuni formative decât informative. Intrând în slujba unor valori în care credem cu toții. Adesea posturile de televiziune private, care sunt investiții private, spun că judecata pe conținut se face în funcție de rentabilitate. Pentru că un post de televiziune privat nu face culturalizare, pentru că ține foarte mult de buget și că este interesat de audiență. Am ascultat odată o dezbatere de tipul acesta și cineva dintr-un post de televiziune privat a spus: noi nu facem culturalizare pentru că culturalizarea maselor nu este în ținta noastră, noi suntem o întrepriză economică și facem emisiuni pentru audiență. Păi sigur că culturalizarea să o facă televiziunea națională și atunci când publicul va cere emisiuni de cultură și ele vor fi în audiențe foarte solicitate, noi vom face culturalizare. Dar e un cerc vicios, pentru că dacă noi facem emisiuni tabloid și concursuri de speță joasă, masele sunt educate de noi, niciodată nu vor cere evenimente culturale de calitate și ne învârtim într-un cerc vicios. Ar fi foarte bine ca televiziunile cu audiență mare, pe credința aceasta în valori, să introducă și conținuturi cu mai puțină audiență, dar cu misiune mai înaltă, mai nobilă și nu doar să rămânem în zona audiențelor. E prea puțin totuși. Știți că Hegel a spus că educația este arta de a face omul etic. A spus foarte mult prin asta. Probabil că televiziunile nu au acest interes. Nu aduce bani. De ce etica? Ce să aducă? Curățenie aduce bani? Păi cine mai face curat după aia? Nu, serios. Adică dacă ar fi Bucureștiul ăsta sau țara asta perfect curată, cine ar mai face curat? De unde s-ar mai face 100 de contracte de curățenie? Deci, cred că gândirea este foarte bine structurată a unora. Nu este pe termen lung, nu este benefică nouă. Dar, din păcate, ne întâlnim cu ei și cred că oamenii politici ar trebui să devină între timp ușor-ușor cu interese mai nobile și să devină oameni de stat dacă vor să stea undeva acolo sus și să ne reprezinte.
pentru că care ar fi valorile? Păi valorile sunt simple, sunt universale, se cunosc de bunătate, de frumos. Până la urmă tot ce este frumos începe cu credința, nu? Compasiunea, iubirea. Da. Dacă nu le avem, ce se întâmplă cu noi? Încotro mergem. Să știți că tinerii din ziua de astăzi, nu vreau să nominalizez, să nu se simtă, dar ei când termină ceva, un lucru, primul pas pe care îl fac după ce au terminat școala, se duc să vadă niște filme pe internet. Toate, absolut 80% sunt violență, da? Dacă nu este violență fizică, este violență verbală. Este sexualitate, este sexualitate, profanare, este orice. Orice. Da. Orice. Pe undeva, să știți, cred că și nu vreau să dau sfaturi, că nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar cred că biserica ar trebui să vină puțin mai mult în întâmpinarea copiilor. Să fie mai vizibilă. Să folosească niște termeni mai accesibili înțelegerii lor. Deci, credeți-mă că dacă vorbești în termen de mântuire și pocăință, ei nu înțeleg nimic. Nu înțeleg, da. Și e nevoie de o explicitare a termenilor credinței. Îmi spun colegii exact, că am terminat timpul. Nu se înțelege. Da. E un gând foarte bun acesta cu care putem încheia și poate vom mai întâlni prilejul să discutăm, să interacționăm. Mă bucur foarte mult pentru faptul că un astfel de discurs vine din partea cuiva care are în area de competență sănătatea publică. Cred că alături de biserică foarte mulți dintre specialiști interesați de starea de sănătate a omului și a comunității cumva producția de articole științifice ar crește presiunea asupra factorilor politici pentru a înțelege că mediul psihoemoțional în care creștem și în care cresc copiii noștri și adolescenții influențează foarte mult viitorul comunităților noastre. Din păcate, trebuie să încheiem. Acesta a fost timpul. Mă bucur foarte mult pentru că am atins aceste subiecte. Stimați telespectatori, creșteți în vigilență, în spirit critic. Analizați cu mai multă atenție experiențele culturale oferite și propuse de lumea în care trăim. Nu toate sunt adecvate copiilor noștri. Multe dintre ele sunt gândite doar în termeni de rentabilitate economică. Nu se poate face educație urmărind profit. Și nu se poate face educație urmărind distracția. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta și să trăim cu mai multă luare aminte la cele pe care ne le oferă lumea. Vă mulțumesc foarte mult pentru și participare. Și eu vă mulțumesc, Părinte, și a fost o reală plăcere. Vă mai așteptăm în emisiunea noastră pentru a vorbi iar și iar despre sănătatea publică și despre sănătatea integrală a omului, pentru că temele de reflecție de felul acesta ne fac mai vigilenți. Vă mulțumesc! Bună ziua! Aceasta a fost emisiunea Lumina Celui Nevăzut. La revedere!